Merge, merge. Salutare, salutare, dragi colegi de izolare. Ne-au mai dat 30 de zile la domiciliu. Nu le-ar fi rușine? Păi da, ieri 4.564 de noi cazuri. Nu-i rău, cele mai multe în Cluj-Napoca. Noi nu mai ieși din scenariul roșu, pe cuvântul meu, și la alegerile următoare. O ieși PSD-ul, deși or fi mai mulți liberali, useriști, romi și ce or mai fi. Scenariul roșu. Pe veci, bă, da, nu știu, nici pe vremea lui Ceaușescu nu era județul așa de înroșit ca acum. Da, încă 30 de zile la domiciliu. N-avem voie să ieșim din case după ora 22. Domnul, cât s-a zis că îi se pare o chestie minoră, destul de minoră, să din casă, să stai în 22, să zic, băi, câțule, mă, învață să vorbești și după aia să te exprimi în fața noastră. De la 22 până la 5 stăm în casă. Că ne pasă, că nu ne pasă, că oare la televizor ne mai lasă să ne uităm? Sau pun programe numai cu conducătorul nostru iubit? Mă, parcă ne-am dilit, parcă ne-am tâmpit, parcă tot faci, orice am face, tot mai rău e. Ci că 70% dintre români s-ar vaccina numai ca să poată merge la Antold. Bă, vă dați seama ce s-a ajuns? Unde s-a ajuns? Că suntem de disperați și de amărâți că n-am mai fost la un spectacol, la un concert, la un show, ceva. 70% s-ar vota numai ca să meargă la Antold. Restul de 30% îți vaccinați gata. Sau să vaccinează ei la fața locului, la Electric Castle sau la Antold. Da, păi ați văzut, au apărut listele paralele. După statul paralel, după legatul firelor electrice în paralel, avem acum și vaccinatul paralel. S-au făcut centre speciale ca să fie vaccinați acolo ăia băieții cu ochii albaștri. Bine că s-au votat securiștii, că fără securitate nu poți într-o țară. Că securitatea ne-a adus unde am ajuns și ne-o duce tot mai în jos. Nu-li rușine? Oameni cu nevoi, oameni cu probleme au fost dați deoparte ca să ajungă vaccinurile la aia 7.000. Nu le-ar fi rușine? Noi vaccinăm și noi cu o cafeluță bună de la prietenii mei de peste ocean, Cristinela și Ovidiu, să rămână mulțumesc, buymeacoffee.com/nicubendea. Da, mă, așa zice Cățuc, el nu vede asta, că o restricție asta, că să nu ieși noaptea. Păi du-te, mă, că tu dacă ieși noaptea pe străzi, te iau ăștia la pietre, că ești zombi, mă. N-am crezut, mă, că să ajunge chiar în halul ăsta. 7.000 de vaccinați separat. În România nu o să scoți curvăsăreala asta din capul românului niciodată. Da, tu pe sub teșghia, trebuie să ai o pilă, trebuie să ai aici. Niciodată, mă, suntem aici, în zona asta. Fanarul e pe noi, simțim fanarul în ceafă. Degeaba ne uităm noi către vest. Când estul îți stă, vorba lui Neanei lui Iliescu, precum sula în coaste. Vlad Voiculescu i-a reprins la mijloc. Nu știu de ce a acceptat să fie ministru sănătății. E tânăr, e ambițios, are proiecte individuale, da? De ce atât orgoliu să fie el ministru sănătății? Putea să fie viceprimar la capitală, să dea acolo cu Nicușor Dan, își vedeau de treabă, făceau din București cea mai frumoasă țară din România, ministru sănătății. Acum o să-l... Ăsta, în ultimul hal o să sară pe el. Deja liberalii nu le-au... Băi, nene, e o țară de lesbiene, vorba lui Chelu de la Paraziții. Nu le-au mai dat voie la ăștia din Ministerul Sănătății să acceseze datele despre vaccin, după ce au făcut publice listele cu aia în plus. Transparență, vorba lui Cioloș. E și Cioloș, o tătă ăsta, meciu, 2-3 ani și în loc să facă ceva partid, ceva conglomerat, o luat pe cine a apucat acolo, nu se replus, să vă văd mai bine. Dar pe și eu, scump, asta la mine, o pun pe bot și dau drumul la cumpărături la ce trebuie. Deja am început să-mi caut foi albe pe în casă, să încep să listez niște declarații, că Doamne ferește. Virusul între 22 și 5 își face de cap. Să nu ieșim cumva afară, să intrăm în contact cu el, mă. Băi, nu zicea rău, Brâncuș, mă, că proști v-am lăsat, mai proști v-am găsit. Nicio strategie, nicio soluționare favorabilă, nimic. Acum sunt cu scaunele, nu mai au scaune. Și-or împărți prefecții, și-or împărți clientela. Ce-o mai rămas? TVR-ul, radio-ul și avocatul poporului. Acolo ăștia de la putere din coaliție, acolo încearcă să-și împingă în față favoriții și clientura de partid. TVR, s-o dea jos pe doamna Gradea, pe domnul Cristache. Dinescu, deci Dinescu a plecat la prima. Deci el a plecat fără să fie șutat și parașutat. Da. Păi faci vaccinul ăsta, deja îl faci sau nu îl faci sau nu știu cum. Că dacă îi să ai ghinion, tot ghinion ai. Deci o știre... Am tot citit-o, am tot reauzit-o, deci în Vrancea,
bulibașul romilor tradiționali, a fost omorât de roata unui camion care a sărit din mers, a mers vreo câteva zeci de metri, a urcat niște scări și a dat în bulibașul care stătea pe terasa unui hotel și făcea live pe Facebook. Și l-a nimicit. N-a vă dat seama că e AstraZeneca, că e Pfizer, că e mama dracului, domnule, dacă e să ai ghinion, cum ar zice Iohannis, ghinion ai, mă, bulibașul romilor tradiționali din Vrancea, stătea și el ca tot omul pe terasa unui motel și ce să faci pe terasa unui motel? Ce să faci? Să schimbi timbre? Nu. Își făcea omul un live, făcea un live. Și un camion își pierde din mers o roată și roata merge cu viteză, vă dați seama, cu viteză se învârte, se învârte și în loc să meargă în bălărie, în loc să meargă în aia măsii, urcă scările, urcă treptele motelului până ajunge pe terasă și dă în săracul bulibaș și îl lasă lat. No, ăsta ghinion. Ăsta ghinion, adică poți să te protejezi, poți să pui mască, poți să ai 7 declarații la tine, poți să îți faci rapel cu Zeneca, cu Zacuscă și cu ardei copți, cu puțin pătrunjel deasupra. Când îi să ai ghinion, ghinionul te lovește. Ghinionul te lovește și românul, o buliba, asta n-am înțeles până la urmă. Am înțeles că omul pățit asta a fost și mormântat, Dumnezeu să-l ierte, deci era bulibașul romilor tradiționali. Să mă lămurească pe mine cineva în comentarii ce înseamnă rom tradițional. Acum știu că e trendul ăsta în România. Mâncare tradițională, băutură tradițională, cazare tradițională, îmbrăcăminte tradițională. Asta au ajuns și la romi. Romii care sunt cei mai conservatori dintre noi, au ajuns și ei să facă diferențe de astea. Bio, eco, speo, zoo. Da, ciudat, ciudat. Mai bem o cafea până avem. Cafea de tulpină bună de la american, de la prietenii mei, Cristinela și Ovidiu din Florida. O bem dintr-o ceașcă de... Am zis că până nu fulgere, că atunci e mai riscant să ieși afară cu ceașca de metal. Da. Măcar să ne lase programe TV, programe la TV frumoase, să bebem de la ora 10, dacă te stăm în casă. Cică J-Lo, J-Lo, cea mai sexy femeie a secolului, votată de nu știu câți votanți, este în zona dominicană, în zona Republicii Dominicane, acolo unde se filmează Survivor România. Deci ea stă acolo, filmează ceva și ea și stă în zonă. Bucuria lui Jador. Când îi se termină mâncarea, merge și el acolo cu două frunze de bananier, două frunze de cocotier și cere: colega, mâncați așa, dă ceva și pentru noi. Un orez, un hit, un diamant. Bă, ce înseamnă să... Să știi să-ți alegi emisiunea, să-ți alegi postul, să-ți alegi show-ul, să fie coleg de plajă de filmare cu J-Lo, Jador. L-ați văzut la Șef la cuțite pe Jador? Bineînțeles că după ce a născut Gina Pistola a apărut și el la televizor, să nu fie suspiciuni. Da, Jador cu maică-sa, simpatică maică-sa, a gătit un borș de nu știu ce, cred că bun. A fost întrebat acolo mama lui Jador. Jador, interpretul național, artistul absolut, da. Deci dumneavoastră ascultați ce cântă fiul nostru, că e tot timpul un trending pe YouTube și cântă piese cu Țânc Urganu, cu WhatsApp, cu... Deci nu că eu m-am pocăit și eu n-ascult de astea, mă. Vă dați seama, efortul suprem al lui Maica s-a pocăit numai să nu-l asculte pe Jador și pe melodiile lui și melodiile sale. O zi frumoasă, o zi superbă, toate cele bune!